Vinicius Melo, ce transfer! 11 meciuri, 11 goluri, dar și 5 asisturi pentru brazilianul nostru și Notts County arată din ce în ce mai bine. Hai să începem un nou episod! Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Notts County. Ne prezentăm din ce în ce mai bine. Rezultatele data trecută au fost aproape perfecte și se vede acest lucru în clasament pentru că am urcat din nou acolo pe locul 2 și suntem la doar un punct distanță de MK Dons. Am început data trecută cu o victorie. Am început cu un 1-0 în fața celui de la Forest Green. Un meci foarte greu decis în ultimele faze ale partidei. Am reușit noi să marcăm minutul 87 și să luăm cele 3 puncte. După marcăm de 5 ori și ne impunem cu 5-1 la Morecamp, doar 1-1 cu Harrogate. După ne impunem 3-0 cu Accrington și 3-0 cu Mansfield. Ultimele două meciuri, două meciuri perfecte pentru noi. Nu am primit gol și avem speranțe foarte mari că și astăzi vom scoate puncte foarte multe din cele 5 partide. Avem primul meci la Bradford de deplasare, după jucăm acasă cu Newport. Merge și jucăm la Stockport, acasă cu Salford și terminăm acest episod în deplasare cu Colchester. Avem și astăzi un episod interesant cu 5 partide dificile. Sper să ne prezentăm și astăzi cel puțin la fel de bine ca data trecută și să luăm fața celui de la MK Dons, de ce nu? Mergem la prima partidă și jucăm cu Bradford în deplasare, care joacă cu 5 pe fond. 5-2-3 va evolua această echipă. O echipă care se folosește foarte tare de contraatacuri, o echipă defensivă solidă, iar după ce câștigă posesia, încearcă foarte repede să trimită mingea în adâncime pentru atacanție cu viteză și încearcă să profite de spațiile din spatele apărării echipei noastre. Sper să nu fie cazul, sper să ne prezentăm noi la fel ca data trecută, să continuăm cum am terminat cu cele două meciuri terminate 3-0 și foarte important să plecăm cu dreptul astăzi. Hai să mergem pe Ivy Lane. Începem acest episod cu o deplasare la Bradford. Se anunță o deplasare dificilă, sper însă să scoatem noi cele 3 puncte și să punem acolo presiune pe MK Dons. E foarte important să plecăm cu dreptul, foarte important să menținem același pace ca data trecută, să menținem aceeași viteză, aceeași calitate. Sper ca și astăzi McGoldrick și Vinicius să ne ajute să scoatem cât mai multe puncte. Hai să ne concentrăm să plecăm cu dreptul. Richards din nou. Pansează, îl găsește pe Oliver. Oliver pentru Odor. Odor pentru Egoke. Liberă Oliver în zona centrală. Ce execuție frumoasă. Ne salvează bara. Urcă acolo Stubbs. Găsește pasa în centru pentru Pattison. Pattison pentru Walker. Walker! Șut bun. Scoate Stone de data asta. Palmer, Stronati, duce mingea în dreapta pentru Crowley, adâncime pentru Nemane. Intră în zona centrală, trimite pentru Melo, Vinicius în suprafața de pedeapsă, Vinicius blocat de portar. Și se termină prima repriză, o prima repriză grea, o prima repriză dificilă, două ocazii foarte mari pentru Bradford, două șuturi de la distanță, unul în bară, unul scos de portarul nostru. Am o ocazie de 1-1 cu Vinicius Melo și intrăm la cabine cu un 0-0. E o deplasare dificilă, e un meci greu, ușor dominați în prima repriză, dar mai avem 45 de minute să rezolvăm această partidă. Lor scoate la margine cu Egoke, accelerează Egoke, întoarce pentru Oliver, Odor, transpravața de pedeapsă, întoarce pentru Oliver, reușim să blocăm prin Rus, ocazie imensă pentru echipa gazdă. Și să blocăm Jones pentru Palmer. Palmer combină cu Morias, reprimește Palmer. Palmer intră în suprafața de pedeapsă. Palmer încearcă șutul, e blocat, iese bordarul și spinge corner Lewis. Se termină 0-0 la Bradford, o partidă dificilă, o partidă în care suferim. Am avut o ocazie importantă în prima repriză,
Am ratat ocazii mult mai mari pentru echipa gazdă, dar e bun și un punct. E bine că nu pierdem această primă partidă de astăzi. Debutăm doar cu un punct la Bradford. Avem noroc că și MK Dons s-a încurcat, dar se apropie Doncaster la 3 puncte de noi. Venim pe teren propriu și vom juca cu Newport, o echipă care se află în subsolul clasamentului. 4-1-2-1-2. Va încerca Newport să profite pe zona centrală. O echipă care oferă destul de multe lucruri interesante. O echipă care încearcă să se afle întotdeauna în balanță. Este destul de confortabilă atât în afara posesiei cât și în posesie. Încearcă să se apere sau să atace în diferite situații, ceea ce îi face imprevizibili. Hai să fim atenți, hai să-i tratăm serios. E clar, o echipă mult sub noi ar trebui să ne impunem la această partidă. Revenim pe teren propriu și primim vizita celor de la Newport County. Din păcate, n-am reușit să marcăm niciun gol data trecută și, din păcate, nu continuăm forma din episodul trecut. E clar, ne așteaptă cu toate meciuri dificile. E clar, nu suntem la nivelul la care am vrea noi în toate partidele. Avem meciuri în care suferim, avem meciuri în care nu ne prezentăm la nivelul la care ar trebui și de aici și rezultatele mai slăbuțe. Hai să ne concentrăm, hai să câștigăm acest meci, mai ales că jucăm și pe teren propriu. Tot Jones primește în partea stângă, n-are însă cu cine, așteaptă susținere, vine acum McGoldrick, McGoldrick! Ce finalizare! Ocazie bine lucrat aici, dar finalizarea este penibilă, duce mult pe lângă șutul. Combina în centru cu Crowley, Crowley accelerează, Crowley schimbă partea pentru Jones. Jones intră în suprafața de pedeapsă. Îl găsește pe McGoldrick. Din nou șut. Mult pe lângă. Se termină prima repriză. Din păcate, suferim la finalizare. Câteva finalizări slabe a lui McGoldrick în prima repriză. Vinicius Melo. Nu prea s-a văzut. 0 în dreptul lui după primele 40 de minute. 0 și în dreptul nostru. 0-0 după primele 40 de minute. Am dominat posesia. Am avut situații mai bune, mai clare, dar n-am reușit să marcăm deocamdată. Charles Lee scoate la margine cu Payne. Payne se descurcă bine. Zanzala. Toarce cu Charles Lee. Cred că e pentru Bogle. Excelent, Bostock. Și însă, ieșim pe contră. Jones, centru cu Vinicius Melo. Mai departe, McGoldrick. McGoldrick intră în suprafața de pedeapsă. McGoldrick pentru șutul ratat al lui Nevale. Super. Ce cu Payne. Payne centrează atent Stone. Pe drumul repede cu Nemanja. S-a blocat. Se întoarce și găsește unghiul de pasă pentru Vinicius. Vinicius intră în suprafața de pedeapsă. Vinicius! Nu reușim să finalizăm cum trebuie o nouă situație ratată. Să se descurcă acolo Morris. Greșește pasa atentă Palmer. Crowley. Dă drumul aici cu Vinicius. Mai departe McGoldrick. McGoldrick intră în lateral, în fața porții, liber Vinicius Melo! Ce frumos curge atacul și minutul 75 dăm din nou lovitura prin Vinicius Melo. Foarte bun contraatacul, bună pasă acolo în fața porții, de data asta reușim să scriem, nu ne mai bate în joc. Foarte bună acțiunea, bună și pasă aici a lui Crowley, iar după Vinicius. O simplă formalitate, șut cu stângul. Și este 1-0 pentru Notts County. Bun! Combină cu Gretarsson. Rus din nou. Stronati. Găsește pe Nemane.
Intră în zona centrală, e blocat, întoarce cu Palmer, mai departe pentru McGoldrick. McGoldrick întoarce pentru Nemane, șut deviat și este 2 la 0, minutul 83. Două atacuri perfecte pentru echipa noastră. Nemane are și foarte mult bulan aici cu acest șut deviat și reușim să închidem această partidă cu 3 puncte în dreptul nostru. Foarte bună acțiunea, bună și pasa lui McGoldrick chiar după Nemane cu stângul aici spre colțul lung, șut deviat acolo de un fundaș. Îl ajută această deviere pentru că părea că portarul este pe minge. Se duce sub transversală și este 2 la 0. Și se termină 2 la 0 pentru Notts County. Ne revenim pe teren propriu și scoatem cele 3 puncte. Meci dificil. Până în minutul 75 n-am reușit să finalizăm. Deci o fază importantă. După minutul 75 iese Vinicius Melola pe suprafață, face diferența și scoatem încă 3 puncte. Și cât de mult înseamnă să-ți câștigi meciurile. Revenim pe prima poziție, trecem peste MK Dons după al doilea meci de astăzi. Dar acum începe greul pentru că trebuie să ne menținem acolo sus. Mergem și jucăm la Stockport 5-2-3, o nouă echipă care evoluează cu 5 pe fund, o nouă echipă care va fi greu de desfăcut, o echipă care evoluează în gegenpress, încearcă să preseze sus și să câștige mingea în treimea adversă, după încearcă repede să treacă prin tranziție și să ajungă cât mai repede sus când sunt în posesie. Clar, vor încerca foarte multe contraatacuri, trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Arătăm bine, nu primim gol în primele două partide, dar trebuie să fim mult mai atenți acolo la finalizare. Hai să mergem pe Town Park. O nouă deplasare, mergem la Stockport după ce în primul meci din acest episod n-am reușit să ne impunem. Mergem la Stockport și avem un moral foarte bun. Suntem acolo pe prima poziție în clasament și cred eu că suntem favoriți la această partidă. Trebuie să ne concentrăm, trebuie să fim mai atenți pe contrictată pentru că data trecută ai ratat niște ocazii foarte mari. Acum încolo contează foarte mult și depinde foarte mult de noi. Sperăm să marcăm goluri și să adunăm puncte în continuare. Ne vine și câștigă acea minge, pierde însă din nou. Pasă bună pentru Berry. Berry are spațiu mare în bandă. Întoarce în centru cu Uton. Uton pentru Kams. De ușor primim gol aici, două pase și suntem desfăcuți. Vine băiatul ăla din linia a doua perfect, nu îl urmărește Bostock, iar după finalizarea este simplă pe lângă portar și stă un portar 1-0. Și se termină prima repriză. O prima repriză slabă din partea noastră, n-avem situații foarte mari, nici Stockport n-a avut situații foarte multe, însă la nivel de situații foarte multe atunci când ai ocazie și marchezi. Apă destul de slab pe faza defensivă, desfăcut foarte ușor. Vedem o posesie mai bună pentru noi. Adversarul a avut un șut și a marcat. Kams, greșește Kams, Nemane pentru Palmer. Mai departe cu McGoldrick, primește pe aici Melo. Melo accelerează. Melo intră în suprafața de pedeapsă. Melo, șut deviat și reușim să egalăm instant minutul la 50. Hai să luăm mingea tată Vinicius pentru că avem mult de muncă în această partidă. Intrăm perfect în repriza a doua. Este un șut foarte bun aici al lui Vinicius Melo. E un șut deviat, un șut care se duce însă în poartă și ne ajută foarte tare acest gol. Sper eu să ne ajute să luăm cele 3 puncte. Vinicius încearcă aici la colțul lung. Horsfall este lovit de minge. Și cred că este autogolul lui Horsfall aici, nu știu dacă i-a pus acest gol lui Vinicius. Da, se pune autogol cum era de așteptat. La UFE. Pentru Noel, centrează pentru Berry, ne salvează Stone, ce ocazie aici pentru Stockport. Nu mai reușim deloc să ne apărăm în ultimele 10-15 minute, ocazii foarte mari pentru echipa gazdă, însă Stone ne salvează aici. Amos.
Amos, are spațiu bun, poate accelera. Amos, trece acolo foarte ușor. Amos, intră în suprafața de pedeapsă. Amos e blocat însă pe drumul pentru Bostock. Bostock mai departe pentru Vinicius. Vinicius Melo! Minutul 90, bă, băiatule. Nu am crezut că va intra șutul ăsta aici, dar Vinicius găsește unghiul perfect acolo între bară și portar și reușim să dăm lovitura minutul 90 la Stockport. Cât de bine se demarcă Vinicius, șut cu latul pe lângă portar și bară. Intră perfect această minge, iar Vinicius este foarte aproape să ne aducă încă 3 puncte. Bun. Și luăm 3 puncte de la Stockport, da. Ce final de meci, dominați de Stockport, ocazii foarte mari pentru echipa gazdă, ne salvează Stone la un moment dat, iar după minutul 90, Vinicius Melo marchează și ne aduce 3 puncte extrem de importante. Final dramatic, Melo aduce o nouă victorie echipei noastre. Revenim pe teren propriu și ne păstrăm, bineînțeles, acea primă poziție. Vine Salford în vizită. O echipă care evoluează din nou cu 5 pe fund. 5-2-3. Wingplay, se pare că principalul pericol la această echipă sunt flancurile. Acolo încearcă să profite, încearcă să creeze superioritate, iar atunci și când au posesia, aduc jucători foarte mulți în porțile laterale. Devin foarte periculoși, mai ales când fundașii laterali vin foarte sus pentru a ajuta atacul. Ah, interesant acest lucru. Suntem ok din punct de vedere fizic, nu avem de ce să schimbăm. Hai să rămânem cu același primul 11. Să câștigăm această partidă și să rămânem pe prima poziție. După o deplasare cu un final foarte bun pentru noi, o victorie obținută aproape de finalul meciului, Vinicius Melo este într-o formă senzațională, este cel mai important marcator din League 2, trage echipa după el și până la urmă se dovedește a fi un transfer foarte important. Hai să ne concentrăm, trebuie să continuăm să câștigăm pentru că nu putem să ne menținem numai așa, victorie egal, victorie egal. Trebuie neapărat să câștigăm și să legăm victoriile pentru a ne distanța față de MK2, de ce nu? Greu, foarte, foarte greu. Nu avem nicio ocazie. În prima repriză, ține foarte bine de minge echipa oaspete, foarte greu să le furăm mingea, foarte greu să ținem posesia noi. Din nou 0-0 după primele 45 de minute, vedem o posesie mult, mult mai mare pentru echipa oaspete. Trebuie să ieșim un pic la atac, trebuie să încercăm, trebuie să riscăm un pic pentru că jucăm pe teren propriu și s-a terminat. Doamne ferește cât de bine a jucat echipa oaspete, nu ne-a dat absolut nicio șansă, au ținut foarte bine de minge, o posesie foarte, foarte enervantă, cu pase multe înapoi, în lateral, nici n-au atacat poarta, n-au oferit foarte mult pericol, dar au ținut pur și simplu de minge, ne-au ascuns nouă mingea și din păcate facem din nou egal, de data asta pe teren propriu. Și cum era de așteptat? Te încurci, imediat ești aruncat pe poziția a doua, profită MK Dons și urcă din nou acolo sus. Mergem la Colchester pentru ultimul meci de astăzi, o nouă echipă cu 5 pe fund, o nouă echipă care evoluează Wingplay. Încearcă să profite foarte mult în benzi această echipă, Colchester, și am văzut ce am pățit cu Salford, dar n-am fost în stare să ne impunem. Trebuie neapărat să câștigăm pentru că este ultimul meci de astăzi și trebuie să facem câteva schimbări. Bostock trebuie să iasă, nu poate juca titular. Băgăm pe Morgan acolo, trebuie să iasă și Vinicius, și McGoldrick, dar și Jones. Defensivă nu scoatem nimic deocamdată. Să aducem totuși ceva prospețime pe bancă în caz că avem nevoie să putem să apelăm la jucători. De obicei,
când facem schimbări, iar cei de pe bancă nu vin cu un plus, suferim destul de tare pentru că, e clar, ai nevoie de un plus de energie atunci când vine cineva de pe bancă. Da, hai să mergem pe Court Lane, trebuie să venim cu 3 puncte din această deplasare. O nouă deplasare, ultimul meci de astăzi la Colchester. Samson Tovid, 3 goluri ultimele 3 partide pentru atacatul celor de la Colchester. Trebuie să fim atenți la el, trebuie să-l închidem și sper ca defensiva noastră să ne ajute și astăzi să ținem porta intactă. Și se termină prima repriză moartă. N-am reușit să creăm deloc pericol la poarta adversă, se închide foarte bine Colchester. Foarte echilibrată prima repriză, foarte multe greșeli și de o parte și de alta, special în posesie, dar nu reușim să ducem mingea acolo sus. Hai să ieșim la atac, să încercăm să vă marcăm. Da, foarte bun pressing-ul, reușim să recuperăm sus, pasă în adâncime pentru Randall. Randall reușește să scrie minutul 64. Gafă mare pe posesie celor de la Colchester, de care profităm. Ce pasă bună trimite aici și Morias, cred că a fost cu pasa. Superb asistul Randall, nu șutează el foarte, foarte bine, dar portarul adverse este învins și 1-0 pe tabelă. Bum! Aruncăm greșit de la margine, Palmer este lovit acolo de Akinde, rămâne în posesie Akinde, mai departe cu McGeehan și o comitem și noi pe faza defensivă, bineînțeles, pentru că era prea frumos să plecăm cu 3 puncte de la Colchester. De ce să nu te dai cap în cap, de ce să nu greșești când poți ai dai pe mingea adversarilor și să te egalezi. Super. Ce greșeală. Dar după ce o comit gazdele de la Colchester, o comitem și noi și scorul este 1-1. Cameron. Prima cu Macari. Centru cu Palmer. Palmer dă drumul aici cu Morias. Morias intră în suprafața de pedeapsă. Morias reușește Randall să scrie, face dubla la minutul 90 și din nou aduce cele 3 puncte la ultima fază. Superbă acțiune acolo, a reușit să duce mingea în fața porții și Randall profită, apare pe bara a doua și scrie cu poarta goală. Era prea urât să pierdem 2 puncte la această partidă după ce reușisem noi să deschidem scorul. Foarte bună pătrundere aici. Și dacă cumva punem mâna Randalia. Da, bă, cu mâna marchează. Avem dezactivată mâna, Enzo nu se pune. Și suntem foarte aproape să luăm 3 puncte prin golul marcat cu mâna lui Randall, mâna lui Dumnezeu. Și s-a terminat! Mâna lui Dumnezeu intră din nou în acțiune. Cred că a fost tens acolo, ne vom uita imediat la reluări. A reușit să scoatem 3 puncte din această deplasare foarte dificilă, în care n-am avut noi situații foarte multe, dar până la urmă Randall face dubla în minutul 90 și a reușit să ne impunem și la Colchester. Da, se vede clar aici că mingea este împinsă în plasă de mâna lui Randall. Dar n-a avut nicio treabă. Să vedem, poate găsim alt unghi mai bun. Aici? Da, se vede clar. Mâna lui Randall ne aduce 3 puncte. Dacă nu punea mâna aici, Randall, mingea se ducea mult în afară. Dar așa luăm 3 puncte cu ajutorul acestei faze. Da, reușim să terminăm cu o victorie și ne ajută foarte tare aceste rezultate de astăzi, pentru că suntem acolo aproape de MK Dons. Am început destul de greoi, doar un 0-0 cu Bradford, după ne impunem 2-0 cu Newport, ne impunem 2-1 la Stockport, gol marcat în minutul 90, 0-0 după cu Salford și ne impunem 2-1 la Colchester, gol marcat minutul 90 cu mâna. Mano de Dios! Avem data viitoare în deplasare cu Reading, jucăm acasă cu Wrexham.
prima dată când vom întâlni Wrexham în acest sezon. După ne deplasăm la MK Dons, echipa de pe prima poziție, jucăm acasă cu Barrow și terminăm episodul cu Sutton. Ce episod interesant aveți și data viitoare. Să vedem cum arată clasamentul. Cred că am trecut noi, din păcate, din 9 pe 2, pentru că MK Dons s-a impus și în ultima etapă. Dar ne menținem acolo pe locul 2, ne menținem la un punct în spatele celor de la MK Dons. Ce mă încurajează este faptul că avem în acest moment 6 puncte peste Stockport. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc mult pentru atenție. Până data viitoare. V-am pupat!